practic nou promovată, dar cu vechi state în Liga I-a. Eu spun că Clubul Sportiv Gazmetan Mediaș este un club foarte bine organizat și care are cele mai bune intenții de a încerca în acest sezon să fie una din surprizele plăcute ale echipelor din Liga I. Pentru asta, bineînțeles că s-au făcut foarte multe eforturi pentru a încerca să acordăm echipei condiții de pregătire, transport, vitaminizare, masă, echipament, etc., etc. Avem un antrenor într-o nouă perioadă, practic, revine acasă, care s-a încămat la un drum greu, care nu mai trebuie să confirme, pentru că este deja vechi, cu vechi state de servicii în Liga I-a. Nu încercăm decât ca să nu avem, practic, nici un impact cu Liga I-a, decât, practic, să evoluăm cu dăruire tot ce înseamnă efort și tot ce înseamnă tactică, dăruire, ca această echipă să poată să dea totul pe teren. Avem jucători cu mare experiență, avem jucători care au revenit la echipa mamă, practic. Eu cred că antrenorul a reușit în această scurtă perioadă să dea seama de capacitatea lor și concurența care am încercat să o asigurăm pentru fiecare post, conform vechii vorbe din străbun, concurența naște valoare, să dea rezultate și să avem satisfacție. Ați stabilit obiectivul pentru noul sezon? Noi avem un obiectiv foarte elastic, pentru că avem un parteneriat cu jucătorii, în funcție de ce orice lucru în clasament, ei sunt premiați. Ei, practic, nu au primă de joc, ei au primă de obiectiv. Atunci, acest parteneriat cred că va da roade ca să fim foarte uniți, atât noi cât și jucătorii. Practic, e o relație de respect reciproc și avantajoasă pentru ambele părți.